Aproximativ 3.000 de pensionari din Sălaj au depus de la începutul acestui an solicitări pentru a pleca la tratament. La fel ca și în anii trecuți, cele mai multe cereri au fost depuse pentru stațiunile Felix, 1 Mai și Bizușa. Mircea Pop, purtătorul de cuvânt al Casei Județene de Pensii Sălaj, a declarat că de la începutul acestui an, la Casa de Pensii, au fost înregistrate 2.951 de cereri pentru biletele de tratament, reprezentanții instituției reușind să vândă până la această dată 1.148 de bilete. Stațiunile cele mai solicitate de către pensionari au fost Felixul, 1 Mai, Bizușa și Tășnad, iar pe litoral, cele mai multe bilete au fost vândute în stațiunile Saturn și Mangalia. Sălăjenii care încă nu au fost la tratament și vor să facă acest lucru, trebuie să depună la sediul instituției un dosar care să cuprindă cererea de acordare a biletului de tratament, o recomandare medicală pentru tratament și copie după actul de identitate. Cererile pentru bilete se pot depune zilnic între orele 8 și 15 la ghișeul bilete de tratament.